Bună și bine ați venit pe Tarot, Ada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Taur, astăzi vom face Taur pentru săptămâna 23-29 octombrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem, dragul meu Taur, ce bine în săptămâna 23-29 octombrie pentru tine. Ce te așteaptă în această săptămână, Taur? Asul de cupe, wow! Șapte de monede, lumea, opt de spade, șase de monede și zece de cupe. La capătul setului de cărți, șase de spade. Dragul meu Taur, aici evaluez ceva. Ai stat aici într-un blocaj legat la ochi, constrâns, cineva te-a ținut. Este momentul în această săptămână să renunți la ce vor ceilalți, să te reinventezi pe tine, la lună plină, renunți la lucruri care nu-ți mai aduc beneficii în această viață. Începi să conștientizezi că această viață este despre bucurie, despre lucruri pe care tu le poți trăi frumos. Nu stând între aceste opt săbi aici, toate sunt legate. Nu vezi? Mâinile sunt legate, nu poți să faci nimic, ești constrâns într-o situație, detașează-te pentru că prima carte din această citire este asul de cupe. Reinventează-te tot o lună plină, reinventează-te și ieși, urcându-ți vibrația, ieși din aceste legături, dispar. Aici asul de cupe aduce un nou început în iubire. Aduce un nou început pentru tine. Începi să te iubești, să te vezi cu alți ochi. Începi să te reinventezi. Ultima carte din această citire este 10 de cupe. Tu mergi către o fericire, tu mergi către o rebalansare, reechilibrare a vieții tale, către un destin frumos. Doar că ai de parcurs niște pași. Aici privești cu atenție la ce ai plantat în grădina ta și faci niște calcule, vezi, ceva te macină, ceva nu-ți iese, ceva se întâmplă, doar că în această săptămână norocul e de partea ta, pentru că ieșind din situația în care ești acum și plecând mai departe, Universul te ajută. La mijloc, deasupra acestui blocaj, ai lumea. Acest blocaj se închide, te deblochezi și mergi către un echilibru, mergi către o stare de confort, către o stare de bine. Aici șase de monede, acești șoareci mulți care vor să sară pe această fată, fata le oferă bunătate, le oferă altceva decât ei s-au așteptat. Și atunci situația se echilibrează, chiar dacă ați primit lucruri negative, voi ați oferit iubire în continuare și atunci Universul i-a plăcut și acum vă reinventați, vă ajută să ieșiți din această situație, să vă îndreptați către 10 de cupe, poate semnați actele să vă cumpărați o casă sau să câștigați un proces, să câștigați ceva. După aici se vede un rege de monede. Ești tu în propria citire. Ești bine pe plan material. Dacă nu ești, vei fi începând cu această săptămână. Sau poate să vină către tine o persoană în zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care să te ajute să te reinventezi. Tu poți și singur, pentru că aici ai asul de cupe. Dar această persoană te poate ajuta să mergi către acest 10 de cupe, către această împlinire, către această familie fericită, către această bucurie a inimii. După se vede magicianul, totul va fi o magie, totul va fi desăvârșire. Marea preoteasă, este momentul să ieși din această nebuloasă, să te reinventezi, să te respecti, să vezi
valorile tale, așa cum sunt, să te vezi așa frumos cum ești. Dragul meu Taur, în această săptămână se închide acest blocaj, această stare a voastră, dacă ați fost triști, dacă ați fost blocați, ieșiți din aceste lucruri în această săptămână pentru că nu mai aveți niciun motiv să rămâneți acolo. Haideți să vedem și de aici trei cărți. Dragul meu Taur, foarte frumoasă citirea. Condiția este să te rupi de acest blocaj, să conștientizezi că viața ta este despre tine, despre propria ta persoană și atunci succesul îți bate la ușă, se reechilibrează totul. Pleci din această constrângere și te reinventezi. Vedeți cât este de frumoasă această carte, Regele de Monede. Este sigur pe el, este hotărât, este înconjurat de comori, de valori materiale și este bine cu el. O magie. Regele de Monede și magicianul. Foarte frumos pentru Taur. Haideți să vedem. Bârlogul dragonului, te desparți, dragule, de ceva rece aici. Ai stat într-o răceală, ai stat într-un blocaj care te-a înfrigurat, te-a însingurat. Poate ai avut o relație și te-ai simțit singur în doi. Poate ceva s-a întâmplat, a intervenit altcineva, tu te-ai retras și sufletul ți-a înghețat, ai stat legat aici la ochi. Acum se desface această singurătate și ai un vizitator neașteptat în această săptămână. Poate fi chiar acest rege de monede, o persoană tot în zodie de pământ care te privește din umbră și care se îndreaptă către tine. În momentul în care vei ieși din acest blocaj, toate ușile ți se deschid. Aici, în Cartea Lumii, această doamnă are în mână o cheie mare. Are cheia succesului în mână. Se îndreaptă către fericire, către un destin frumos. Dragul meu Taur, rescrieți povestea, reinventează-te pentru că te așteaptă un lucru minunat. Și poți în această săptămână să ieși din acest blocaj, să-ți schimbi credințele, compasiune. Dacă ați avut persoane care au contribuit la blocarea voastră, fiți empatice, fiți gentile și acceptați situația și lăsați-le să aparțină trecutului. Pentru că aici aveți un nou început frumos. E adevărat, cu multe responsabilități, dar vedeți, plantați semințe noi. În șapte de monede te uiți la ce ai plantat și începi să plantezi din nou semințe și semințele vor încolți. Și aici îți trebuie o disciplină, îți trebuie reabilitare, dar dorințele devin realitate, dragul meu Taur. Atâta timp cât plantezi semințe noi, ele încolțesc și vin cu o nouă viață, vin cu ceva frumos. Haideți să mai vedem o carte. Și relații. O relație bună. Ai încredere, te îndrepți spre ceva frumos, spre o uniune, spre un destin frumos, spre o libertate a sufletului. Te vei simți liber, liberă, alături de persoana nouă care vine în viața voastră. La capătul setului de cărți aveți al treilea ochi, aveți claritate, aveți libertate. Este o frumusețe pentru Tauri în această săptămână. Haideți să vedem și de aici o carte. Nu e pentru tine. Ce a fost, trecutul să rămână trecut. Tu mergi și ieși de aici. Dacă rămâi aici, nu e pentru tine. Vei rămâne în același blocaj. Dacă ieși de aici, te așteaptă o frumusețe, te așteaptă o desăvârșire, o persoană nouă. Și mai vreau o carte. Începi să reconstruiești, să repari, să găsești piesa lipsă din puzzle-ul vieții tale și începi să reconstruiești bucățică cu bucățică, îți pui sufletul la loc, te reinventezi și pleci mai departe într-o viață liniștită, frumoasă și începi să plantezi semințe din nou.
frumos pentru Taur în această săptămână 23-29 octombrie. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână și vreți să vă ghideze cărțile, haideți să vedem. Adresați-vă, vă rog, acum întrebarea. O săptămână bună pentru Taur. Răspunsul este da. Răspunsul este da, dar mai aveți ceva de făcut, pentru că nu este un da hotărât. Comunică foarte clar tot ceea ce vrei în această săptămână și dorința ți se va împlini. Trebuie să spui un adevăr, trebuie să spui propriul tău adevăr și tot ce ți-ai propus, ce întrebare ți-ai pus, răspunsul este afirmativ. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!